Să știți și să vă descurcați. Haideți să vedem acum la cealalt, celălalt subiect. Care este seria în care cuvintele sunt despărțite corect. Da? E, aici este exemplu de care v am povestit mai devreme. Bine că nu l-am dat fix pe asta la vârstă. Da? Avem de lin. -vent, da? Nu avem grupul nc nu este printre acelea care reprezintă o excepție, da? Bojdeucă, mausoleu v-am omorât cu ele, da? La fel sunt cele care vin din, uh, din italiană, fiasco, uh, da? Uh, nu mai știu. Păi hai să-l pronunțăm. Boșdeucă. Dar nu zic boș Dacă ar fi pe U, ar trebui să-l pun singur în silabă, știi? L-aș pronunța boș de da? E. Oblon e bine, B și L nu se despart. Știți voi că sunt niște, sunt niște consoane, B, C, D, F, G, H, P, T, V, care cu L sau R nu se despart și continuu se desparte în felul acesta. Nu avem ce să mai discutăm aici. Care sunt corect accentuate? Deul. Deul. Da, Deul. Bacalaureat, bacalaureat, da? Nu bacalaureat. Safe, simbol și butelie, da? Acestea sunt. N-am ce să vă explic aici, că astea sunt singurele variante corecte. Iar aici. hai să vedem cum e. Veveriță sau veveriță? Pe -ve E. Veveriță. Doctoriță sau doctoriță? Doctor. Doctoriță, da? De la doctor. Vecină sau vecină? Vecină. Vecină. Modică sau modică? Modică, da? A. O sumă modică, da? Care nu e importantă. Da? Deci, ce am făcut? Le-am citit invers, da? Și cum să vă spun? Poate că la veveriță, uh, doctoriță, ați fi stat un pic pe gânduri, dar la vecină este clar că e pe I, da? Sau la modică. Și atunci uh, putea să le mai luați și așa, uh, prin eliminare. Seria în care toate cuvintele sunt scrise corect. Aul este bancnotă. Da. Nu la, vericul, nu. la care? Da, banii, banii, banii. A, e bancnotă, da? Da, da? De exemplu, dacă spun bancnotă de hârtie, ăsta este un pleonazm, da. da? Repercusiune, oprobriu și sanctuar, da? Bun. Sunt formate prin compunere toate cuvintele. D. Teleconferință. Plafar este prin uh, abreviere. 50 și din și înaintea. Dinaintea, da? Și asta este. Aici nu era protoerie. Aici nici drumeag, nici vârsnic, nici înștiințare nu sunt prin compunere, da? Însă, și claritate, da, nu sunt prin compunere. Fac parte din fondul principal lexical. Este sinonim cu ce? Foga, da, vocabular fundamental. Sare, verde, iarbă, tristețe, da. Uh, hai să vedem. Matale nu este aici, da? Este. Uh, Madam, da? Ce? Madame este aici. Nu, Matale este. Uh, nu, Matale este un regionalism. Da? Uh, Cip. Da? Este un. Uh, și. omografe. Mai știți? Am vorbit ieri. Omo, la fel, graf, grafie. Vă las pe voi să, să vă uitați. Acele, acele, da? Albi și albi, haină și haină, companie și companie, da? Deci este aul. Ați înțeles asta, da? Poți să trec. Bun, fac parte din masa vocabularului polcovnic, per, da, dar vreau să le și vedem un pic pe astea. Ce înseamnă polcovnic? Ce este? De ce face parte din masa vocabularului? Arhaism. E un arhaism, e un grad militar, cred că este echivalent cu generalul. Perjă, perje. Ce sunt perjele? E un regionalism. Pehlivan? E tot este clivan este cu sensul de. Uh, acum este folosit cu sensul acesta de uh, șbecher da? Și birou? Birou. E uh, un arhaism fonetic, da? Pentru că este birou, dar nu birou, da? Celelalte sunt lexicale, da? Fie regionalisme, fie arhaizme. Sunt derivate cu sufix diminutival. A. La. Uh, nu cred că e cazul să mai insist, da? Pietriș. De care sufix e pietriș? Colectiv. Colectiv, da? Uh -huh. uh, format prin conversiune, adică de la o parte de vorbire devine alta. Hmm. Vorbește bine? E Beul. E să vedem de ce. Cândva mi-a făcut bine, bine aici este adverb, mi-a făcut un bine, aici bine primește, primește articol, da? Și devine substantiv. Mai putea să fie adjectiv în bărbat bine, știi? Și aici era adjectiv. Da, și cândva e cuvânt compus, da? Era să cadă. Ce fel de verb este era? Impersonal, predicativ. Hai să vedem ce alte valori. Deci poate să fie odată impersonal, predicativ. Cum ar fi impersonal, copulativ? În expresii verbale impersonale. E bine să citești. Da? Deci așa este. Ăsta voiam să-l încercuiesc, da? Așa apare a fi verb impersonal, copulativ. Deci în expresii verbale impersonale. Personal predicativ, cum îmi zice? Era din Ardeal. Era din Ardeal, da, foarte bine. Adică uh, are sensul de a proveni, și uh, personal copulativ? Era este, am apucat să scriu, dar e același lucru, este frumos. Și mai poate să fie și auxiliar, da? Cum? E certat. Este certat. De părinți, da? Și atunci este diateza pasivă, dar auxiliar este și aș fi vrut, da? În condițional perfect să fi vrut, da? Bun. Mă bazez pe tine. direct. Indirect. Indirect, da? Pentru că sunt acestea, mă bazez. Poftim? Pe, da, 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 mă bazez, mă bizui, da, acestea cer complemente indirecte, Ace să fiți atenți. Da, am tot vorbit despre ele. E și diateza reflexivă. Da, este și diateza reflexivă, că nu pot să spun îl bazez, da. De aceea, de exemplu, a, a, verbul a, a supăra, dacă spun eu o supăr pe mama... Și m-am supărat pe mama. E. Aici supăr este la diateza activă. Pe cine supăr? Pe mama. Și îmi răspunde un complement direct. Ca să nu greșesc, mă ajută și verbul și pronumele acesta O care anticipează complementul. Da? Pe când dacă este reflexiv, m-am supărat aici pe mama nu mai e complement direct, este complement indirect, da? Da. Păi aici, dacă are sensul acesta, vine de la verbul a se supăra, da? Și este reflexiv. Pentru că apare în enunțul acesta, nu pot să spun, e reflexiv, da? Nu. Dau mai departe. Uh, hai, unde mi-ai promis? Așa, adverb relativ, complement circunstanțial de loc. Uh, ce este hai? Cu funcția de predicat verbal, da? Aici sunt, deci, două. Propoziții. Uh, cum ar fi fost uh, adverb interrogativ? Unde? Unde ai fost? Da? Sau unde ai promis că nu știu ce? Uh, dar dacă spuneam așa, știi unde mergem? De care e unde? E relativ, dar nu apare într-o întrebare? Dar întrebarea nu este pentru unde mergem. Întrebarea este pentru propoziția 1. Știi? Da? Și unde mergem? introducem în frază o subordonată, deci e relativ. Aici unde ai fost este uh, interrogativ. Da? Asta așa ca să nu faceți vreo... Reușita grație muncii. Uh -huh. Și în ce caz stă? Dativ, dativ, dativ. În cazul dativ, și este atribut substantival prepozițional. Stai să mă mai uit dacă aici mă mai ajută cu ceva. Ne aduce satisfacții. Îmi spuneți și mie câte substantive articulate avem aici? Reușită. Da. Cu articolul hotărât A. Este și ăsta articulat? E doar la plural. Cum ar fi fost articulat? Satisfacțiile. Satisfacți Ați înțeles? Da. da. Deci aveți grijă că ăsta nu era articulat. Un exemplu în care grație are altă valoare morfologică? Ea are grație. Are grație, dansează cu grație, da? Și atunci este substantiv. Uh, atât că nu mai am ce să întreb aici Dragul meu copil, viața e o luptă Ce este dragul? Bun, hai să luăm așa cu totul Dragul meu copil, structura asta toată este în vocativ da? uh, Care este substantivul în vocativ aici? Copil, ăsta este substantiv în vocativ fără funcție. Dragul este un adjectiv invocativ pentru că se acordă cu copil, dar este, ăsta e V aici, atribut adjectival și meu e adjectiv pronominal posesiv în cazul vocativ, dar tot așa atribut Adjectival Ce este o luptă? Nu predicativ. Nume predicativ Și este articulat? Nehotărât Am încercuit aici sau doar am zis? Doar am zis Atribut adjectival S-a hotărât a o lua la sănătoasa Ce este a o lua la sănătoasa? Complement indirect. De ce e? Cum o judec? Nu pot să spun ce s-a hotărât și să fie direct? E, e exact. Când am un dubiu între a vedea dacă e un complement direct-indirect, completivă directă-indirectă, transform într-un. pun prepoziție, să văd dacă merge sau nu să pun prepoziție verbului care. Verbului regent, pot să spun, s-a hotărât la ceva. S-a hotărât la a o lua la sănătoasa da? Dar dacă spuneam, uh, uh, au hotărât uh, ieșirea din uh, coaliție. Au ceva. Aici este, au hotărât ceva, da? Este același, uh, aceeași poveste. Când e reflexiv, vă cere indirect, da? Ca la a se supăra față de supără. Da? Bun. A, așa și o am mai zis că este un pronume personal cu ce funcție? Fără. Fără funcție pentru că este un pronume cu valoare neutră. Da? La fel dacă avem 2 înainte. Da? Aici i-ul acesta. Uh, întrebările nu sunt grele. Ce e s ul ăsta? Verb copulativ. verb copulativ. Poftim? Nu, cred că ai zis același lucru, da? Întrebările nu sunt grele. E verb copulativ pentru că nu pot spune nu există grele, da? Uh, și atât aici. Aici câte părți de vorbire am? Hai să vedem. Deci am o dată, sub, nu știu, le numărăm împreună. Întrebări, da, e substantivul, le este articolul, nu, adverb, verbul și grele, da? Și atunci sunt cinci. Ai zis foarte bine, da? Bun. Binele cu bine se răsplătește. Ce sunt... Ce credeți voi că sunt? Subiect și atribut adverbial. Cum le-ați gândit? Deci, cine se plătește binele? binele, da? Aici este un adverb care a devenit substantiv cu articol, da? Deci, este, îl luăm acum ca substantiv, cine se plătește binele, nominativ, subiect. Și apoi, voi ați zis aici cu bine. E indirect, da, voi ați zis inițial că este atribut, că l-ați văzut lângă un substantiv Dar nu pot să spun întrebarea care bine, da, că nu-mi nu arată ce fel de bine se plătește Ci binele se plătește cu ceva, cu ce se plătește binele? Cu bine, da, și atunci este complement indirect, da Așa Uh, păi, hai să ne vedem dacă binele se răsplătește tot cu bine, nu este adverbie, tot substantiv, substantiv. Da? Da, da, da. Uh -huh. da? Îmi place înghețata uh, Îmi complement indire, predica verbal, da, aul este uh, Deci, atenție, place este uh, verb impersonal, da? Și înghețata este subiect La fel dacă spun îmi place să citesc, îmi place cere uh, subiectivă da? Cui place mie în mi? este complement indirect Acestui copil nu-i plac jucăriile altora hmm? atribut adjectival, atribut pronominal. E bine, dar hai să vedem. De ce e bine? Acestui copil, cum le văd? Co cui nu-i plac jucăriile? Da? Copilul lui. Deci dacă n-aș fi luat acestui, cui nu-i plac jucăriile? Copilului. Și aș fi luat complement indirect în dativ. Acestui, da? Vedem că se acordă. E tot o formă de dativ, da? Dar nu mai e complement indirect. Este atribut adjectival. Prin ce este exprimat? Ce este acestui? Păi nu mai e pronume. E adjectiv, pronominal demonstrativ de apropiere. E, ca, diferența e foarte clară. Aici altora ce este? E un pronume nehotărât, da? Um, și vedem că jucăriile în ce casă se află. Păi ce vorbim mai devreme? E nominativ, e. da? Jucăriile nu-i plac, da? Este subiect și altora ale cui jucării. Da? Și aici este genitiv. Nu se mai acordă, deci rămâne pronume, dar punem întrebarea unui substantiv, deci este atribut pronominal și este în genitiv, deci este genitival. Mă gândeam acum să vă atrag atenția asupra atributelor în genitiv și în dativ. Da? Dacă zicem este preot, e un citat din Goga, deșteptării noastre. Aici preot nu are articol și atunci eu spun cui preot deșteptării și este un atribut în dativ. Bine, dar dacă spun este uh, preotul satului, aici preotul are articolul l, da? Și pot să spun al cui preot și este în genitiv. Tot în dativ este pronume, uh, este atribut. Dacă spunem acordarea de premii, de premii elevilor din clasa a 6 da? aici elevilor, întrebarea o pun tot, cui acordare, da? Sunt aceste substantive provenite din verbe, da? Și uh, sunt tot în dativ complement indirect. Uh, mă scuzați, uh, atribut. Ați înțeles? Deci în dativ atribut, da? Am uh, în acest fără uh, fără prepoziție, am când uh, uh, apare un substantiv nearticulat, da, pe care acest atribut îl determină, sau când am aceste verbe provenite din substantive provenite din verbe, da? Acordarea de premii elevilor. V-ați amintit? Da. Asta cred că mai da. se mai uita. Și mai poate să fie în dativ cu prepoziție, când spun rezultatul grație ajutorului tău. Da? Acolo era simplu, l-am mai avut și mai devreme. Bun. Da. Păi uite, mă uit tot aici, da? Dacă aș fi zis copilul nu, copilul acestuia, copilul acestuia este neastâmpărat. Da? E, copilul e în nominativ, da? Acestuia este în genitiv. E același lucru ca aici. În loc de altora, putem să spun jucăriile acestora sau acestuia. Știi? Uhum. Ca să-ți dai seama că e adjectiv, poți să te duci și la uh, topica uh, copilului acestuia. Știi? Dacă îl pui pe acestui după substantiv, o să fie și mai clar acordul, știi? Și dacă spuneam copilul dumneavoastră era tot adjectiv? Nu, 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 nu. Că dumneavoastră, deci când am copilul dumneavoastră, dumneavoastră nu e niciodată adjectiv. E ca și lui, da? Al cui copil? Al dumneavoastră. Acolo era pronume demonstrativ, în genitiv, atribut pronominal. Deci, atenție, pronumele personal, reflexiv și uh, de politețe nu sunt niciodată adjective. De aceea, când spun copilul lui, e diferit de copilul său. Copilul lui e pronume personal, copilul dumneavoastră, da? Uh, pronume personal, uh, de politețe, în acest caz. Și uh, copilul său e adjectiv pronominal, că se acordă. Da? Da. Uh, trec mai departe, da? Oamenii din jurul mi păreau contra mea. Observați că astea se tot repetă, de aceea am insistat eu foarte mult asupra lor pe parcursul orelor noastre. Ce? Zi... A, zici tu, da? E bine, dar haideți să le și vedem. Oamenii din jurumi, aici este din jurul care e o locuțiune uh, prepozițională și mie o formă de dativ, da? Deci cu totul este un pronume personal în dativ. Uh, care oameni din jurumi, atribut pronominal, da? prepozițional și păreau aici este un verb copulativ. Contra mea, mea, deja știm lucrurile astea, mea este un adjectiv pronominal posesiv în cazul acuzativ și pentru că apare aici verbul copulativ este uh, nume predicativ. Dar dacă spuneau uh, oamenii din jurul uh, au votat contra mea, ce funcție avea contra mea? Complement indirect. Au votat contra mea, da? Aici era complement indirect. Contra mea, împotriva mea, da? Uh, uh, formează complement indirect în structurile acestea. Uh, și dacă spuneam uh, oamenii din jur, păreau contra mea, oamenii din jur, aici ce este din jur? Aici e locuțiunea adverbială și este atribut adverbial. Da? Așa. În volumul roz de moli cauți noaptea adevăr. Ce credeți voi că îi aici? Ce? Ce? Păi da, e atribut adjectival și un complement de agent. Hai să uh, vedem. Uh, ROS. Este adjectiv de care, dacă ai zis că e atribut adjectival? Participial. A, așa provenit din participiu sau participial, da? Și demoli, de către moli, da? Și este un complement de agent. Observați că un complement de agent poate să apară și lângă un adjectiv cu sens pasiv. Da? Uh, mai voiam să văd ce este noapte aici. Nu, e adverb. Da, dar când poate să fie substantiv? Fie dacă zic noaptea aceasta, da? Și aici e substantiv, fie dacă spun noaptea este momentul meu preferat, da? Momentul în care mă odihnesc. Cine este momentul? Noaptea, da? Și e tot substantiv. Deci aici e substantiv și acolo este. Adverb. Aceaste, această regulă, spune. Dacă stă lângă un substantiv, nu devine tot substantiv? Pe lângă ce substantiv stă? Adevăr. Adevăr. A, aici? pei cauți ce cauți? Adevăr. Când îl cauți? Când îl cauți? Noaptea, da? E ca și cum a spune, culeg struguri toamna. Când culeg struguri? Toamna, da? Voiam să spun că această regulă se aplică în cazul a trei categorii de substantive Cele care denumesc momente ale zilei Cele care denumesc anotimpuri, da? Și zilele săptămânii Marți este a doua zi din săptămână și este uh, substantiv, da? Dar dacă spun uh, uh, Am engleză marțea, da? Când am engleză? Marțea, da? Sau marți, e adverb Și dacă spun marțea viitoare atunci devine. Uh, rămâne, de fapt, substantiv. da? Uh, bun. Casa din mijlocul câmpului se ridica în fața noastră. B. B. Da, da hai să vedem de ce. Casa din mijlocul câmpului. Aici e un substantiv cu o locuțiune prepozițională care cere genitivul. Da? Și care casă determină un substantiv, unde se ridica, în fața noastră, circunstanțial de loc, exprima prin? Adjectiv pronominal posesiv în acuzativ, da? Nu mai explic, am tot explicat asta Ce mod și ce timp? Se ridica? Imperfect, da? Indicativ imperfect nu-mi place că trebuie. Așa, trebuie să împărțim. Nu-mi place că trebuie să-ți aduc mereu aminte de ce ai venit aici. Predicatele. Nu-mi place. Trebuie. Să aduc aminte. Da? Să aduc aminte și ai venit. Da? Elementele de relație. Că, să. Și aici pe care le iau. De ce? De ce? Nu-mi place. 1. Că trebuie. 2. Să-ți aduc mereu aminte. 3 și 4. Da? Și avem așa. Nu-mi place este principală. principală. După. Subiectivă. subiectivă, da? Că spuneam că e verb uh, impersonal. Că trebuie. După trebuie. subiectivă. Da? subiectivă. Să-ți aduc aminte. Și ultima? indirectă. Indirectă. Să-ți aduc aminte de ceva. Și care e varianta? A, a aul. A. Da? A. Uh -huh. Dacă vă cere așa, să spuneți uh, termenul regent al uh, propoziției uh, uh, 2, da? Al propoziției a doua. Care este termenul regent? Nu. -mi place. Nu. Nu, place. Nu, place. nu place, că mie am văzut că e complement a. indirect. Și dacă îmi spune să găsim elementul de relație, sau de legătură, sau conectorul propoziției a doua, e că. Da? Conjuncția. așa. Uh, și dacă îmi spune să găsesc nu termenul regent, propoziția regentă, atunci scriu nu-mi place. Da? Ați înțeles sau mai spun? Da. da. Ideea e să fiți atenți la cerință. În cazul că vii, anunță-mă. E, aici, da, trebuie să fiți atenți. Vi anunță, îl încercuiesc pe că și zic așa, în cazul 1, că vi 2, anunță-mă 1 și zic care caz. Da? Putea să vă întrebe, de exemplu, să rescrieți sau să spuneți care este propoziția principală. Și atunci propoziția principală este în cazul, anunță-mă. E, e, diferit față de în caz că vii, anunță -mă. aici vi anunță încercuiesc în caz că da și atunci în caz că vi 1 anunță-mă 2 asta e principală și asta de care e condițională observați în caz că față de în cazul că da dacă a primit articol e substantiv da și determină o atributivă. Adică de el determină, de acest substantiv depinde o atributivă. Pe când în caz că, da, e locuțiune conjuncțională și atunci îl iau cu totul, da? Deci aici era atributivă. Ați înțeles diferența? S-a schimbat atât de mult încât nu-l mai recunoaște nici măcar unul dintre prietenii pe care i-a avut. S-a schimbat? Nu recunoaște, a avut, da? N-am scăpat niciunul, da? Încât nici măcar unul dintre prietenii pe care s-a schimbat atât de mult unul, încât nu-l mai recunoaște nici măcar așa doi și trei. Prima este a doua e consecutivă care încât, da? Nici nu mai stau să mă gândesc. Atât am e teamă că să nu încurcați denumirile, știi? Tu să știi că e consecutivă, dar să nu fii atent la denumire, să pui concesivă. Și ultima, care? Prieteni, atributivă, da? Deci era o deul, uh, de deul. da? Eu v-am adus fraze mult mai grele decât acestea, da? Nu sunt grele deloc. Minte de îngheață apele. Minte încât îngheață apele, da? Dacă de e sinonim cu încât, Înseamnă că introduce o consecutivă. Ce valoare are uh, D? Conjuncție. Subordonatoare, că e sinonimă cu o conjuncție. Ce funcție are apele? Subiect. E subiect. Cine îngheață? Apele. Uh, atât. Nu mai am ce să vă întreb aici. Dute, deteculcă. Cu ce scop, dute? Ca să te culci. De aici este tot, tot conjuncție. Când ar fi o prepoziție? de matematică. De matematică, da? Sau mai poate să fie interjecție. De dacă nu știu ce nu faci, da? Aici nu are. Deci dacă e conjuncție, conjuncția, prepoziția n-au niciodată funcție. Singure, prepoziția are funcție împreună cu substantivul. Poftim? Mă refer la T. Te. -te. A, ah, la T, scuza-mă, da. Păi hai să-l vedem atunci. Ai dreptate. Dute te culcă. Ce fel de pronume este? Personal. E reflexiv, da? Du, e, uh, e imperativ are persoana a doua te tot a doua. Pot să spun dul? Pot, da? Deci este complement direct, da? Ai înțeles? La fel și, te următorul. La fel și următorul, da. Culcă-te. Okay, okay. Da, culcă-te, culcă, da, culcă, culcă -l. Cum îl primești, așa te va primi. De mod. De, mod. de mod. Ce valoare are cum? Adverb relativ. Adverb relativ de mod, complement circumstanțial de, de, de mod. Da. Dacă vă cere să... Rescrieți corelativul propoziției subordonate? Așa. așa, ăsta este corelativ, adverb, da? Core, adverb corelativ, adică preze așa cum e tot la concesive, da? Adică tot e. Mod, da, 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 tot de mod. Cum te va primi? Așa. Da? Aici te, dacă tot am vorbit de te, ce este? Aici e personal complement direct, da, că el va primi, el e, va primi persoana a treia, te persoana a doua. Și știți, cred că în ce context cum devine conjuncție? De 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 da. Cauzală sau de timp, da. Okay. Uh, și în cazul în care e conjuncție nu are funcție, da? că nicio conjuncție nu are funcție. Uh, 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 a, și asta a fost. Uh, Uh, celălalt subiect. Niciuna de aici nu cred că v-ar fi pus uh, probleme, sau ziceți-mi voi dacă vreuna de aici, vreo grilă de aici v-a uh, creat. Uh, Așa. Am eu o întrebare, eu n-am înțeles deci au votat contra mea. Da? Uh, contra mea, nu ați spus că este complement indirect. Uite, îți dau trei exemple. Votul este contra mea. Da, votul contra mea. Vi le dau așa uh, alăturate ca să vedeți diferența, da? Uh, votul contra mea uh, m-a supărat și au, ei au votat contra mea. Peste tot aici am un adjectiv pronominal, da? Dar putea să fie și altceva. Contra lui, da? sau putea să fie împotriva, era același lucru. Aici este nume predicativ pentru că apare verbul copulativ, aici este atribut, da? care vot și aici este complement indirect. Contra cui, împotriva cui, da, sunt complemente indirecte. Nu, 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 nu este. Că nu arată modalitatea în care au votat cu ștampila, știi? Ai înțeles? Deci dacă aveam exemplu, e luptă contra mea. E același și lucru. Era? Da, da, da. Luptă contra mea. Uite, luptă împotriva lor. Știi? Ca să fie diferit un pic. Numai că aici era pronume. Personal și e tot complement indirect. Uite, e bine că mi-am... Să fie ăsta complement de mod? Dacă poate pune exemplu așa. Nu. Da, da. Poate să fie în genitiv, dar nu, nu sub forma asta, nu cum potriva și contra. Cred că el aleargă contra vântului. El aleargă contra vântului, da, că arată... Cum aleargă? Aleargă, arată modalitatea în care aleargă, da. E de mod. Ei aleargă contra vântului. Da, da, mi-am amintit, mulțumesc. Da vi scriu și peste, uite, ca să le avem aici. Aleargă contra vântului. Aici, contra vântului este circumstanțial de mod. Substantiv, da? Mhm. Uh -huh. Bun. Aceeași diferență uh, trebuie făcută, de fapt, tot aici. Aceeași diferență. Ar trebui făcută și uh, la uh, gerunziu, știi? Când spui uh, merge șchiopătând, arată modul, da? Și atunci, modul în care mergi, da? Și vezi că merge șchiopătând. Și e circunstanțial de mod, dar dacă spui uh, uh, merge gândindu-se la tine, le scriu? Da. Dacă am merge șchiopătând și merge gândindu-se la tine. Observați că aici e clar de mod, că arată modul, dar aici nu arată modul în care merge. Și dacă zic văzut, și văzut de la fel că aici nu arată modul cum l-a văzut. Păi nu, nu arată modul. Acolo e altă funcție, este element predicativ suplimentar, nu intră în programa voastră. Merge gândindu-se, dar gândindu-se asta ce este? Dacă nu-i de mod știți cum fac ca să găsesc funcția? Îl duc într-o propoziție. Cum aș duce pe gândindu-se într-o subordonată? Deci de timp. E de timp. Merge în timp ce se gândea. Înțelegeți? Vă ajută mult contragerea, da? Dacă vreau să aflu felul unei propoziții și expansiunea, dezvoltarea dacă vreau să aflu funcție sintactică. Da? Și atunci îmi dau seama că e complement circunstanțial de timp. Da? Și dacă spun... Lucrând cu atenție, nu, a reușit. Fiind atent? Aici cum le analizez? A reușit e predicat verbal. Cum analizez aici? Fiind atent. Care e complementul Care e complementul circumstanțial de cauză? Doar ăsta, fiind din ce cauză? Da? A reușit. Da? Pentru că a fost. Da? Iarăși m-a ajutat foarte mult dacă spuneam pentru că a fost atent. Și prin ce este exprimat acest complement de cauză? De care verb? Predicativ, nepredicativ, predicativ, Copulativ, da? Prin verb copulativ, da? La gerunziu. Și atent ce este? Nume predicativ pe lângă acest fiind, dar nu formează predica nominal, da? da. Știți că dacă spun a mers la arat, da? Cu ce scop a mers? E de scop. Are nuanță temporal, are nuanță de loc, da? Inclusiv în gramatică apare, în gramatica Academiei apare ideea aceasta de circumstanțial de scop cu nuanță de loc, dar rămâne de scop, bine? Și mai voiam ceva, am venit să-mi acum în minte să vă mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Tot așa legat de supin, da? de, de verbe, să aveți grijă. Uh... A, eu vreau să vă întreb aici ceva. Da. Dacă de exemplu, de învățat cele două poezii... A, asta voiam să-ți zic. Asta, asta, la asta vă și gândisem mai devreme. Că <laughs> okay, există două cazuri, mulțumesc tare mult, vezi, telepatia. Uh, există două cazuri în care verbele acestea la moduri nepredicative pot fi predicate. Da? Când spunem de învățat poezia, și aici este un supin, da? adică sensul este că uh, înveți, da? învață poezia, sau a nu se fuma când este infinitiv. Da? Deci e predicat în ce întrebat tu, de de mai întrebatul de învățat. Verbale, nu? Da, 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 da. Păi e predicat verbal de învățat poezia. Predicat verbal exprimat prin verb la supin, da? Verb predicativ la supin. Dar este o excepție, știi? N-au prea dat nici de astea, da? Știu eu. Vedeți că sunt lucruri destul de ușurele și destul de lucrate. Nici în 2020 nu s-a dat foarte, foarte greu. Știți când se dădea mai greu? Prin anii aceia, 2005-2006, subiectele erau și mai multe, parcă erau 45, gradul de dificultate era cu totul altul. Acum nu mai e atât de greu. E o diferență mare, de exemplu, între subiectul de la Academie și cel de la Drept. La Drept, într-adevăr, sunt foarte multe excepții, pe când la Academie nu mai sunt așa de grele uh, cerințele. Da? E complement direct. Că dacă îl duc în. Dacă eu îl duc în, 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 într-o propoziție în care de învățat este la indicativ sau conjunctiv în sfârșit, învață poezia aici e imperativ. Ce învață? Poezia, da? Și este un complement direct. subiectul este. Subiectul aici nu este exprimat gramatical. Este nedeterminat. Da, 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 nedeterminat. Păi, nedeterminat, că nu știi cine să nu fumeze, știi? Da, da, mulțumesc. Da. Avea și eu o întrebare. Tot da? Nu are legătură cu ce am făcut acum, dar mi-a venit în cap. Dacă zic, de exemplu, cu toate eforturile, tot nu a reușit, vom lua cu toate eforturile sau cu eforturile care eforturi toate. Așa. Am nu, nu, nu. Am cu toate eforturile, nu știu ce n-am făcut, da? Păi am cu eforturile, da? Și toate e atribut adjectival. Dar dacă am cu toate că. Bine, acolo știam aici. Da. Am da? Deci, dacă am cu toate că într-o conjuncție, este o locuțiune conjuncțională. Dar aici le au așa. Și dacă am uh, cu toate celelalte. Celelalte. Bine, nu e similar, dar. Uh, iau cu celelalte și toate este atributul adjectival da? da, Mulțumesc Mulțumesc. da. da. Uh, mâine ne vedem, uh, să ne vedem după amiază pe la ora 4, e bine? sunteți acasă? sunteți uh... da? da? da. Uh, deci atunci ne vedem mâine la 4 și o să vă aduc tot așa două variante de subiect dar foarte bine ar fi să mai aveți întrebări că um, Ați văzut că și eu ce mai mi-aduc aminte, așa că ar fi bă, mai greu vă...